Folosit în general în salate sau pus peste ciorbe ori tocănițe, din pătrunjel se poate face și ceai care are mai multe potențiale beneficii pentru sănătate. Folosit în general în salate sau pus peste ciorbe ori tocănițe, din pătrunjel se poate face și ceai, care are mai multe potențiale beneficii pentru sănătate. Uite câteva dintre cele mai importante dintre ele. Pătrunjelul conține compuși flavonoidi și substanțe fitochimice care pot sprijini funcția detoxifiantă a organismului. Consumul de ceai de pătrunjel poate ajuta deci la eliminarea toxinelor și la curățarea sistemului. Ceaiul de pătrunjel poate contribui la stimularea digestiei și la susținerea sănătății ficatului. Anumite componente ale pătrunjelului au fost asociate cu protecția hepatică și cu îmbunătățirea proceselor digestive. Pătrunjelul conține antioxidanți, cum ar fi vitamina C și flavonoidele, care ajută la combaterea stresului oxidativ și la protejarea celulelor împotriva deteriorării provocate de radicalii liberi. Consumul de ceai de pătrunjel poate sprijini sănătatea sistemului cardiovascular și poate întări sistemul imunitar. Ceaiul de pătrunjel poate furniza de asemenea unele vitamine și minerale importante, precum vitamina C, vitamina K, calciu și fier. În același timp, polifenolii din pătrunjel au efecte anxiolitice și antidepresive foarte puternice, potrivit unor cercetări recente. Iată cum să prepari ceaiul de pătrunjel. Ai nevoie de un pumn de frunze proaspete de pătrunjel sau o lingură de frunze uscate de pătrunjel, o cană de apă și opțional miere sau lămâie pentru îndulcire și aromă suplimentară. Spală bine frunzele, adu apa la punctul de fierbere, apoi le adaugi. Redu focul la minimum și lasă ceaiul să fiarbă 5 minute. Oprește focul și lasă-l încă 5 minute să se răcească puțin. Apoi strecoară și bea-l cald, fie ca atare, fie după ce adaugi puțină miere sau zeamă de lămâie. Relatează click.ro